Victoria uriașă pentru UTA în fața celor de la Petrolul, care o duce cu 3 pași mai aproape de calificarea în play-off, obiectiv care părea doar un vis la începutul campionatului. Arădenii au reușit să marcheze singurul gol al meciului în prelungirile primei reprize. Omondi a executat o lovitură liberă din marginea careului de 16 metri. Portarul Petrolului a respins mingea doar până la Freitas, care din careul mic a trimis cu latul direct în poartă. Pentru UTA urmează un meci dificil în Giulești cu Rapidul. Partida se va desfășura miercuri de la ora 20. Greu. Dar s-a terminat cu bine. Deci cred că e a patra șansă care am avut-o și mă bucur că astăzi băieții n-au lăsat să le mai scape șansa asta. A fost o conjunctură pozitivă din toate punctele de vedere și antrenamentele care au fost și atmosfera care a fost. Fără aportul suporterilor, nu știu dacă reușeam astăzi, pentru că am avut momente în care n-am jucat ce mi-aș fi dorit eu. Și am intrat totuși cu teamă, n-am avut curajul să, eu știu, să luăm acțiuni individuale. Am jucat foarte multe mingi înapoi. Așa că posesie și ca, eu știu, ca răbdare, felicitări pentru jucători. Am înscris când trebuia să înscriem, fază fixă, băieții au fost acolo. Și după care eu zic că am gestionat foarte bine jocul. Practic s-a rupt mamă, mergeți înainte. Și cu calul paparat, dacă nu s-a rupt hamul, nu s-a rupt hamul. S-a rupt hamul. Dacă am trecut pe locul 6. Dar nu s-a rupt, înseamnă că căruța a ținut. Deci băieții au fost tari și bravo, felicitări. Pot mai mult, putem mai mult. Se vede presiunea asta care a fost, că vrând nevrând, am încercat eu să o dau, că să luăm distanță între noi și locul de baraj. Dar toți se uită și toți, eu știu, văd articolele care apare și comentariile care sunt și orașul, deci oriunde te duci, tot deja acum gata, suntem în play-off. Suntem aproape de play-off, dar mai avem 3 meciuri.